Vă salut și bine v-am regăsit la un nou clip. În acest clip o să fac o despachetare și o scurtă prezentare a unui polizor unghiular de la Bosch. Este modelul GWS 715E și o să fac o scurtă comparație cu modelul ăsta pe care îl folosesc eu de la Bosch, 850CE. L-ați mai văzut prin clipurile mele mai vechi. A fost comandat pentru un prieten, l-am luat de la Shop Expert și cumpăr des de la magazinul ăsta pentru că astăzi fac comanda și mâine deja îmi și sosește. Haideți să-l despachetăm. Deci a venit așa ambalat în această folie galbenă. Hai să desfacem să vedem cum arată. Mai puțin. Încerc să nu deteriorez. Da, uite că s-a desfăcut pe aici. Ok. O să dau asta deoparte. Și avem clasicul ambalaj al produselor de la Bosch care vin fără valiză. Hai să vedem așa puțin cutia. Deci avem și pe cutie trecut modelul. V-am spus GWS 715 CE. E, pardon. Pe spate sunt trecute denumirile în mai multe limbi. Avem și câteva imagini. Bun, haideți să despachetăm cutia, să o desfacem, să vedem cum arată acest model. Este un model tot cu variator de turație, de asta m-am și gândit să fac un pic comparația asta sumară, să zic așa, cu modelul pe care îl folosesc eu. Altfel nu ar fi avut niciun rost. Deci avem cărțile. Într-o pungă avem cele două flanșe, cheia de strângere și mânerul suplimentar. Avem și apărătoarea de 115, este un model de diametru maxim de 115, este trecut și acolo. O apărătoare vopsită și construită în stilul clasic al polizorilor de la Bosch, gri metalizat. Și avem, bineînțeles, și polizorul. O să dăm această cutie deoparte și o să încerc să mă poziționez în așa fel încât să avem și o lumină bună și să vedem în detaliu și produsul. Deci avem capul angrenajelor, bineînțeles metalic. Acesta este butonul de blocare a axului. Două fante de aerisire frontale, pe unde evacuează aerul. Trei poziții pentru, nu, pardon, două pentru mânerul suplimentar. Partea stângă și partea dreaptă, în funcție de mâna cu care lucrați. Butonul de acționare. Observ că butonul ăsta are și o mică ieșitură și cred că se acționează chiar un pic mai ușor, din punctul ăsta de vedere. Să încerc să mă poziționez în așa fel încât să las
lumina cât mai optim. Ok. Avem sigla Bosch lipită pe una din laturi. Un optipild cu modelul. Din coace avem din nou fante de aerisire. Pe aici își trage aerul. Avem niște capace pentru vizitarea sau schimbarea perilor colectoare. Avem unul pe partea asta și unul pe partea inferioară. Variatorul de turație, aici în spate, așa cum v-am spus, sunt 6 trepte de turație. O cămașă protectoare pentru cablul de alimentare. Iar pe cealaltă parte avem un aptipild cu câteva date tehnice. Deci seria și numele produsului. Este făcut în China, 720 de W, diametru 115 și arbore M14. Deci ceva informații elementare despre produs. Hai să ne uităm un pic și la felul cum este lucrat și îmbinat acest model. De obicei, eu sunt foarte încântat, să zic așa, de modul cum băieții ăștia de la Bosch le lucrează. V-am tot spus prin clipurile mele că ăsta este un argument pentru care eu mă încăpățânez să cumpăr de la Bosch. Eu rămân fidel Bosch, în special pentru construcție. Mie îmi plac foarte mult finisajele și felul cum le îmbină, deși sunt produse la care niciunul nu sunt foarte mulțumit, dar, per total, lucrăturile sunt bune, construcția este bună din ce am mai cumpărat eu de pe la Bosch. Deci cam așa arată modelul ăsta. Iar la fel un lucru care îmi place foarte mult la genul ăsta de polizoare, vedeți că are această formă subțire. Sunt construite într-un stil destul de ergonomic și poți lucra cu ele cu o singură mână fără niciun fel de problemă. Vedeți că aproape că îl și cuprind cu mâna. Deci ca atare este foarte potrivit pentru lucrările mici prin gospodărie și poate fi acționat și comandat foarte lejer și foarte ușor cu o singură mână. Și cred că asta este și ideea principală, să poți să lucrezi cu el în deplin confort. Spuneam că voiam să fac o comparație așa sumară cu modelul ăsta pe care îl folosesc eu. Ambele au variatoare de turație. Diferența majoră dintre cele două produse este că ăsta este de 850 de W. În schimb, ăsta am spus că are 720. Deci este un model mai slab din punct de vedere al puterii. Lungimea asta din mâna dreaptă este mai lung, se și poate observa. Și eu îl constituie un avantaj. Și este și un pic mai subțire. Sau cel puțin așa mi se pare. În orice caz, ăsta are o formă mai rotundă, iar ăsta una aproape dreptunghiulară. Și din punctul ăsta de vedere, pe ăsta îl țin mult mai bine decât pe ăsta. La ăsta pe care îl folosesc eu, aș fi avut posibilitatea să întorc capul angrenajelor, așa fel încât să, atunci când tai cu el, să nu-l țin din lateral, să-l țin din poziția superioară și m-ar fi ajutat să-l țin mai bine în mână, dar asta ar fi însemnat să întorc apărătoarea să fie poziționată în partea dreaptă. Și cum eu sunt dreptaci, întotdeauna mânerul trebuie să-mi vină în partea dreaptă, iar apărătoarea în partea stângă. Dacă l-aș fi poziționat invers, n-aș mai fi putut acționa butonul. O altă deosebire între cele două produse, v-am spus mai devreme, capacul pentru vizitarea perilor colectoare este
un lucru pozitiv și un plus pentru modelul ăsta, pentru că doar se desfac aceste capace și se pot schimba perile, pe când la modelul ăsta trebuie să desfac toată carcasa, să dau partea asta inferioară a carcasei jos și să mă uit să văd dacă perile au nevoie de o schimbare. Cât despre butonul de acționare, după ce l-am văzut și pe ăsta, pot să spun că ăsta îmi place mai mult și tocmai pentru faptul că are acest limitator pentru deget aici și lucrul ăsta te ajută să-l acționezi mult mai ușor. Cu ăsta am oarece probleme de multe ori pentru că are un sistem un pic mai complicat. După ce îl împingi, trebuie să-l vedeți că are aici un mic loc pentru degetul mare și odată ce îl împingi, trebuie să-l și vedeți că nu reușesc de multe ori să-l poziționez. În schimb, aici, asta se acționează mai ușor. E chiar un sistem mult mai simplu și personal, din punctul ăsta de vedere, ăsta e gândit un pic mai bine. O altă diferență, după cum observați și dumneavoastră, fantele de refulare a aerului. Aici avem două grile, aici avem una singură. Personal consider că la modelul ăsta grila asta este mai eficientă, este mult mai mare, mult mai largă și evacuează aerul mult mai bine, aerul cald. În schimb, ca design, bineînțeles că ăsta arată un pic mai bine decât asta, dar v-am spus, din punct de vedere al eficienței, chiar dacă ăsta nu arată atât de bine, ca estetică, în schimb, este un pic mai eficient. Mă uitam mai devreme la butoanele astea de blocare a axului, comparativ cu polizorul ăsta de la Makita. Dacă vedeți, în general, am observat polizorul ăsta de la Makita au butoanele astea de blocare a axului, sunt cumva îngrupate la limita carcasei și chestia asta îmi place foarte mult. Adică nu prea te încurci de el. Bine, oricum nu ai ce căuta cu degetul acolo, dar din punct de vedere estetic mi se par mai bune ideile astea de a îngrupa butonul de blocare. În schimb, la Bosch și la unul și la celălalt, vedeți, ele sunt un pic cam pronunțate. Sunt destul de mult ieșite în afară. Eu am impresia că ei le-au făcut în mod intenționat chestia asta ca să-l acționez mult mai ușor. Și chiar dacă poate fi un pic mai eficient decât cel de la Makita, totuși la partea de estetică pierde. Nu sunt foarte estetice butoanele astea ieșite în afară. De exemplu, la modelul ăsta, vedeți că ăsta roșu se și mișcă, pentru că nu are ce să-l țină. Și, la drept vorbind, arată un pic cam ciudat așa cu butonul ăsta mare ieșit acolo, dar astea sunt detalii care nu cred că au foarte mare relevanță. De asemenea, mă uitam la modelele astea două pe care le țin în mână, de la Bosch. Avem capacul ăsta care adăpostește pinioanele. Și eu le bănuiesc a fi din plastic, deși inițial m-am gândit că ar putea fi un metal negru, dar cred că sunt din plastic. Nu pot să vă spun dacă e un lucru bun sau rău. Nu sunt probleme, eu cel puțin nu am avut probleme cu chestia asta, însă ca o comparație, la Makita este metalic. Și cel puțin la prima vedere, în lipsa unor argumente de natură tehnică, ăsta este un minus pentru Bosch. Eu nu știu dacă materialul ăsta are vreo relevanță și dacă este în mod intenționat făcut din plastic, dar ați văzut cel de la Makita este metalic. Ca și greutate, bineînțeles că ăsta pare un pic mai greu. Este și mai puternic, după cum v-am spus și mai devreme. O să-l acționez și pe ăsta. O să-l bag în priză, să vedem cum turează și cum se comportă la treptele astea de viteză.
Nu-mi dau seama dacă are protecție la restart, ar putea să aibă, dar o să testăm imediat și funcția asta. Ok, haideți să pornim așa de la poziția 1. Doi, trei, patru. Ați văzut cum turează accelerat pe măsură ce îi cresc treptele de turație. În general, variatorul ăsta de turație este un lucru foarte bun la polizoare, pentru că sunt situații în care o anumită suprafață are nevoie de o viteză de lucrare un pic mai mică. Spre exemplu, dacă vorbim de debitarea unor plăci de faianță sau de gresie, ca să fim siguri că noi spargem foarte tare marginile, este bine să o tăiem cu o viteză un pic mai mică. De altfel, sunt operațiuni precum șlefuirea sau polișarea sau curățarea acoperirii de sârmă care necesită niște eturații un pic mai mici. Și de asta variatorul ăsta de eturație este un lucru foarte bun. Asta a fost și criteriul pentru care am cumpărat inițial modelul ăsta de la Bosch, 850CE. Am spus că vreau să-i verific și funcția de pornire la restart. Haideți să facem... Deci o să-l acționez și o să-l bag în priză. L-am băgat în priză, deci polizorul nu pornește. Dăm înapoi și îl acționăm. Deci prezintă și acesta funcția de pornire la restart, un lucru foarte bun, la fel ca și modelul pe care îl folosesc eu în mod curent. Se poate întâmpla să uiți aparatul deschis sau se poate întrerupe curentul, revine și fără funcția asta o să pornească singur. Sunt scule care prezintă risc de accidentare și orice măsură de siguranță este binevenită. Cam asta a fost clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit și dacă ați avut răbdarea să îl vizionați până la capăt. O să ne revedem sau o să ne reauzim la următorul meu videoclip. Până atunci, ca de obicei, să aveți spor la treburi și numai bine!